Salut! În acest scurt tutorial vă voi prezenta modul de afișare a facturilor și a avizelor de însoțire în programul Smart Cash. Mod care, începând cu versiunea acestei luni, luna octombrie, a fost mult îmbunătățit. Ceea ce contează cel mai mult este că engine-ul de facturare este unul care a fost împrospătat, s-a recurs la un nou motor de rendering pentru facturi, pentru avize, în general pentru toate documentele, engine care permite o flexibilitate sporită în ceea ce privește formularizarea. Observ, de exemplu, că în acest exemplu, în care avem o factură către o firmă exemplu, nu contează foarte tare, noul engine permite afișarea facturilor pe un nou layout, desigur, adăugarea delegatului în procesul de facturare. Sigur, odată cu adăugarea, el rămâne așa cum era de așteptat. Salvat pentru utilizări ulterioare, mijloc de transport P50. Okay. Noul format de factură este un format care este mult mai elaborat. Am căutat să avem un layout care să fie mai frumos, mai simplu de utilizat și mai ușor de citit. Observați că nu o șablon de factură este unul în primul rând color care permite afișarea tuturor detaliilor despre factură. Desigur, dacă există informații legate de factură la încasare sau diferite alte informații sunt afișate în zona superioară, nu e cazul acestei facturi. Și în zona stângă există informații care pot fi actualizate, desigur pot fi adăugate conturi suplimentare sau alte informații, iar în dreapta este vorba despre informații legate de client. Observați că facturile pot fi listate așa cum erați obișnuiți și grupat pe cote de TVA, astfel încât să vă facă mai ușoară colectarea acestor, culegerea acestor facturi pentru clienții dumneavoastră. De asemenea, informații legate de persoana care a colectat factura, la fel ca și cele legate de delegat, sunt completate automat, iar totalul de plată este afișat în mod lizibil. Acest nou engine de listare a facturilor include de asemenea și posibilitatea transmiterii prin e-mail către o adresă în format PDF atașat, nu e configurat serverul de mail în cazul meu, dar și de asemenea generarea în format PDF direct a facturii respective direct din interiorul modulului de efectuarea facturilor. În aceeași măsură au fost modificat și modulul de avizare, avizele care acum sunt obținute pe formulare, de exemplu, iată, un aviz de retur la furnizor, care vă permite să listați și avizele de însoțire într-o manieră similară și pentru avizele de însoțire s-a optat pentru gruparea pe cote de TVA, mai ales pentru avizele de retur către terți, astfel încât acum sunt prezentate totaluri sau subtotaluri și după acest criteriu pe avizele de însoțire. La fel ca și facturile, ele au un layout similar, care implicit vine pe o culoare de albastru, astfel încât să aveți un mod de prezentare cât mai plăcut. Ceea ce este nou este faptul că noul model de facturare poate beneficiază acum de un editor încorporat care vă permite ca formularul să fie personalizat atât cu logo-ul dumneavoastră, cât și cu alte informații suplimentare pe care le puteți dori, pe lângă cele introduse automat de programul Smart Cash. Vă mulțumim!